Angajările în domeniul construcțiilor au scăzut drastic după ce guvernul a început discuțiile despre eliminarea unor facilități fiscale, mai exact cu 40% față de aceeași perioadă anului trecut. Și companiile din IT, agricultură și Horeca au devenit mai precaute și angajează doar pentru posturile esențiale. Despre schimbările de pe piața muncii ne vorbește chiar acum Antoanela Raileanu. Bună dimineața, Antoanela, te urmărim! Bună dimineața, Luiza, bun găsit tuturor. Da, ne aflăm într-un context de stagnare al economiilor la nivelul Europei de vest, iar măsurile fiscale pregătite de către executiv vor lovi mediul de afaceri. Potrivit unui studiu realizat recent de către Best Jobs, vedem așadar că eliminarea facilităților fiscale și introducerea de noi taxe vor afecta direct piața muncii din domeniul construcțiilor și agriculturii. Mai mult decât atât, companiile din acest domeniu au început să ia măsuri de reducere a costurilor și de încetenire a angajărilor. Asta chiar dacă pe piața muncii există în continuare o nevoie de angajați în domeniul construcțiilor și agriculturii. Specialiștii avertizează de asemenea că se simte o slăbire a eforturilor de a face angajări în această perioadă. Asta pentru că angajatorii din acest domeniu așteaptă să fie clarificat mai întâi contextul fiscal. Vă spuneam așadar că domeniul construcțiilor este cel mai afectat actualmente de către angajările în acest domeniu. Angajările s-au redus și cu 40% față de aceeași perioadă anului trecut. Totuși, executivul a promis majorarea salariului minim în construcție de la 4.000 la 4.500 de lei și cel mai probabil că această măsură va intra în vigoare odată cu măsurile fiscale.